Doamnelor și domnilor, se anunță ceremonia oficială de semnare a următoarelor acorduri. Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului Sistemul Termoenergetic al Republicii Moldova. Excelența sa, domnul Iurie Leancă, prim-ministru al Republicii Moldova. Pentru Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, doamna Lino Gradi, director adjunct Departamentului Infrastructură Municipală și de Mediu. Ladies and gentlemen, it is being announced the official signing of the following agreements. A loan agreement between the Republic of Moldova and the European Bank for Reconstruction and Development regarding the implementation of the project heating services in the municipality of Belts, operated by CetNord JCC. Signing for the Government of the Republic of Moldova, His Excellency Mr. Iurie Leancă, Prime Minister of the Republic of Moldova. For the European pentru reconstrucție și dezvoltare. Semnează pentru municipiul Bălți, domnul Octavian Mahu, primar interimar. Pentru Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, doamna Lino Gradi, director adjunct în Departamentul Infrastructură Municipală și de Mediu. Project Support Agreement between Municipality of Bălți and European Bank for Reconstruction and Development. Sign-in for Bălți Municipality, Mr. Octavian Mahu, Acting Mayor. For the European Bank for Reconstruction and Development, Mrs. Lino Gradi, Deputy Director, Department of Municipal and Environmental Infrastructure. S.A. CetNord, domnul Ion Galgan, director general. Pentru Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, doamna Lino Gradi, director adjunct Departamentul Infrastructură Municipală și de Mediu. Project agreement between CAT Nord JCC and European Bank for Reconstruction and Development, signing for S.A. CetNord, Mr. Ion Galgan, general director. For the European Bank for Reconstruction and Development, Mrs. Lino Gradi, deputy director, Department of Municipal and Environmental Infrastructure. Stimată doamnă Brady, stimate gazde,
domnului director al liceului, stimați elevi și angajați ai întreprinderii CERNET, mă bucur că astăzi, aici la Bălți, prin semnarea acestor contacte, am reușit să fructificăm o muncă depusă de colegii de la Chișinău, de la Bălți, cu colegii de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru a oferi întreprinderii CERNET acces la resurse financiare, resurse financiare care constau și o componentă de împrumut, împrumut în condiții foarte favorabile, de 7 milioane de euro, dar și 3 milioane de euro grant, bani europeni, bani care continuă să vină în Republica Moldova în vederea modernizării instituțiilor statului, modernizării întreprinderilor și transformării Republicii Moldova într-o țară europeană. Prin acest proiect, care odată finalizat, noi vom obține mai multe rezultate extrem de benefice pentru Bălți, pentru economia orașului, care, pe care cu bună dreptate îl considerăm capitala de nord ala Republicii Moldova. Capitala de nord, unde locuiesc 150.000 de oameni, oameni buni, oameni deschiși la minte, oameni dornici de a absorbi tot ce este nou, tehnologii moderne, oraș unde sunt deja investiții semnificative în diverse domenii, fie că e vorba de industria automobilistică, fie e vorba de servicii, de textile, cablaje, comerț. Bineînțeles că Bălțul este și zona și orașul unde își desfășoară activitatea mulți antreprenori locali. La fel în diverse domenii, fie că e vorba de industria alimentară, servicii, comerț și așa mai departe. Și toți ei, acești investitori care creează la loc de muncă, au nevoie de o infrastructură. Au nevoie de o infrastructură bună și modernă. Fie că e vorba de drumuri, fie că e vorba de electricitate oferită la timp, fie că e vorba de sistem termoenergetic, la fel oferit cu calități, cu servicii de calitate, la timp și cu pierderi cât mai mici. Iată că guvernul a depus eforturi împreună cu partenerii noștri, cu prietenii noștri, în acești ani pentru a oferi acces la aceste resurse ieftine și am investit masiv în infrastructura orașului, fie că e vorba de drumuri sau rețeaua de apă și canalizare, iar acum oferim sau că e vorba de parcul de troleibuze, acum vorbim despre sistemul termoenergetic. Dar vreau să vă zic că aspectul economic contează foarte mult, dar nu mai puțin contează și aspectul social, dar și aspectul de mediu. Atunci când colegii mi-au zis că, uite, putem să semnăm acest acord, împreună cu colegii de la Bălți, am insistat în primul să-l semnăm nu la Chișinău, ci la Bălți, și am insistat să-l semnăm în incinta unui liceu. Liceu care este un edificiu extrem de important, nu doar pentru Bălți. Faima liceului Eminescu a depășit de mult timp limitele geografice ale orașului, fiindcă noi cu toți avem nevoie de servicii mult mai calitative. Noi cu toți avem nevoie să investim în tehnologii care generează mult mai puține pierderi. Noi cu toți avem nevoie de tehnologii care nu mai poluează mediul ambient. Discuția despre emisia CO2 în atmosferă, în lumea dezvoltată de mult, nu doar au prins contururi foarte mari, dar se și investește masiv în astfel de tehnologie, atât mă bucur că și noi, poate cea mai încet, poate cu o anumită distanță, dar ne angajăm și noi în proiecte care ne permit să diminuăm aceste emisii, care ne permit să investim într-un mediu sănătos pentru noi toți. Și contribuim astfel la o ecologie mult mai bună pentru cetățenii din Bălți, pentru cei din Republica Moldova, dar bineînțeles că vorbim și despre continentul european pe ansamblu. Beneficiile sunt enorme. O să vorbească tehnicienii despre ele. Eu doar încă o dată vreau să salut faptul că am reușit să finalizăm aceste negocieri, că am creat acum un fundament și cadrul necesar pentru ca proiectul să fie început, să înceapă implementarea lui. Și încă o dată vreau să transmit un mesaj în mod special tinerilor, elevilor de la acest liceu,
că noi vom continua și mai departe să investim în viitorul vostru. Cel mai important element care ne mobilizează pe noi, ne încurajează și sunt convins că împreună vom reuși să construim Europa la noi acasă. De să devenim și noi parte integrantă a acestei familii europene. Mulțumesc! Much, Prime Minister, and thank you to you all for attending this signing today, and importantly, letting us sign in belts and letting us sign in a school. Just to give you a little. Vă mulțumesc, domnule prim-ministru, vă mulțumesc tuturor că ați venit să asistați astăzi la această semnare și, de asemenea, vă mulțumesc că ne-ați permis să facem această ceremonie în incinta liceului dat. Just to give you a very short background about myself, I first came to Moldova in 1991. And it was the first country that I visited when the former Soviet Union was dissolved. Să vă spun câte ceva despre mine. Prima dată am vizitat Republica Moldova în 1991 și a fost prima țară pe care am vizitat-o în urma prăbușirii Uniunii Sovietice. So that time was very, very important to me and I have very fond memories of that particular visit. Acel moment a fost foarte important pentru mine și am amintiri foarte dragi despre acea vizită. Since then I've been back to Moldova many times. It wasn't just that visit in 1991, don't worry. De atunci am revenit în Moldova de numeroase ori, deci nu a fost doar acea vizită din 1991. But I'm very pleased to be here in Belts, and actually I was here 2 years ago for the signing of the trolley buses. Sunt foarte bucuroasă să mă aflu aici în Belts și de fapt am vizitat Belts-ul și 2 ani în urmă când am semnat of the trolley buses. Semnarea acordului cu troleibuzele. The bank which I represent has an excellent relationship with Moldova, and to date we have signed 100 projects with a total value of 900 billion euro, so a significant amount. Deci Republica Moldova are relații minunate cu banca pe care o reprezint și la momentul actual avem semnate 100 de proiecte în valoare de 900 de milioane de euro. So this will be the second project that we are doing with Belts and it shows that we can work in Moldova and importantly it shows that EBRD can work beyond Chișinău with the other cities and municipalities. Asta este al doilea proiect pe care îl facem cu orașul Belts și asta arată că putem colabora cu Moldova precum și indică faptul că putem colabora în afara limitelor orașului Chișinău. So the Prime Minister and I have just signed a 7 million euro loan which will be to the benefit of Czech Nord. Domnul prim-ministru și cu mine, numai ce am semnat un acord de împrumut în valoare de 7 milioane de euro în beneficiul companiei CET Nord. And the overall aim of that loan is to improve the district heating system, which will in turn improve the lives of citizens here in Belts. Și scopul acestui împrumut este să îmbunătățim rețeaua de termoficare, ceea ce ca rezultat va duce la îmbunătățirea nivelului de viață a cetățenilor. And that also includes this school. Ceea ce cuprinde și liceul dat. Maybe I'll just cover very briefly what the project covers, as it has 3 main components. Acest proiect are 3 componente de bază și voi vorbi pe scurt despre acestea. So, first of all, it will finance individual heating substations at the building level.
În primul rând, vor fi finanțate substațiile de termoficare la nivel de clădiri, which will allow customers to actually control the heat in their apartments. Ceea ce va permite beneficiarilor să-și controleze, să-și regleze nivelul de căldură în apartamentele lor. Second, it will finance 3 heat and power generation plants. În al doilea rând, vor fi finanțate 3 stații de cogenerare. Which means that the company will not only be able to generate heat, it will also be able to generate electricity to sell to the national grid. Ceea ce înseamnă că compania va genera nu doar căldură, ci și energie electrică pe care o va lansa în rețea. And finally, the project will finance the conversion of 1 boiler from coal to biomass. Și a treia componentă, proiectul va finanța conversia unui cazan de la cărbune la biomasă. An important aspect of this project that the Prime Minister has already mentioned is that there is a grant. The grant is coming from a fund known as E5P. Un aspect important pe care l-a menționat și domnul prim-ministru este că în cadrul acestui acord este și un grant care vine din partea E5P. And one of the main contributors of that fund is the European Union. Și unul din contribuitorii de bază a acestui fond este Uniunea Europeană. We see great prospects for that fund and EBRD anticipates funding. Cooperarea internațională a susținut Berdul în cadrul acestui proiect, în primul rând cu susținerea consultanților și în faza de după semnare va contribui la implementarea proiectului dat. Typically, projects of this type take a long time to put together. But we have been very fortunate because of the excellent cooperation we have had with the counterparts to prepare this project in a very short space of time. De obicei, este necesar mult timp pentru a pregăti asemenea proiecte, dar noi am fost norocoși într-o colaborare foarte productivă cu părțile omologe, respectiv am reușit să finisăm toate pregătirile într-un timp foarte scurt. And I would like to thank the Moldovan government, specifically the City of Belts, the company Czech North, and the EBRD staff as well for that. Și aș vrea să mulțumesc statului moldovenesc, în special primăriei orașului Belts, colegilor de la Berd și companiei Czech North pentru această colaborare productivă. Finally, let me finish where I start, and I just want to say genuinely that EBRD has an excellent relationship in Moldova, and that we are here for the long term. Și aș vrea să închei prin a spune că Berdul are relații minunate de colaborare în cadrul Republicii Moldova și sperăm spre o colaborare productivă în continuare. Vă mulțumesc! Mazăriș, dacă aveți întrebări. Noi am putea să vă prezentăm o informație în scris, o am și aici în fața mea, exact ce înseamnă toate fazele, costurile, beneficiile, poate cel mai rău. Altă întrebări? Vă mulțumim! Vă mulțumim frumos! Pentru a lucra acest geniu plativ și perspectiv.
Clar că toate aceste patru etape care urmează să fie implementate durează ceva timp, durează clar cu 2016-2016, sperăm că vor fi implementate și vă mă repet, este foarte important să timp să facem după timp instalarea, inclusiv și instalarea. Dacă te vorbit ce se referă și la celălalt moment, ca de 30 sociale, clar că e ce mare întrebare, noi nu ținem la controlul de balanță legat și ce ne dorim, în cazul dat, nu noi regulăm tariful, regulează adevărul. Clar, când, dacă nu tariful fie... Aveți cerere? Deci noi nu cerem acum reducerea tarifului, pentru că este foarte important tariful, măcar să nu se majoreze. Da, cu această modernizare, noi sperăm că va fi posibilitatea pe câteva ani, poate de micșorat, dar în orice caz sperăm că totul tariful va fi majorat, la acest așa este foarte mult din toată publicitatea. De ce este nevoie ca acest sistem să fie? Deci, agentul termic în Cicăbăl s-a început sezonul de încălzire, a fost în altă expoziție primarului. Deja compania, operatorul de serviciu a dat agentul termic la toate instituțiile, la toate blocurile, în afară de 22 de blocuri care sunt acum. Un bloc este situația de avarie, două blocuri sunt... Trei blocuri sunt care rău plătitori și nu vor fi conectați, pentru că nu vor rezolva în nuanță de datorii. Dacă e de vorbit de calitatea centrului, calitatea centrului este bună, temperatura la ieșire este bună, clar că este necesitate de modernizat centrul, de motiv că lucrează numai perioada, de încălzire, dar toate cheltuielile se păcăreau pe tot anul, se păcăreau numai de populație prin tarif. În caz de față, urmează această încălzire, prin producerea de mai multe energie electrice, se micșorează presiunea asupra tarifului pe gigatorului. Să sperăm că vă pierde. Să sperăm că vă pierde. Chiar gândim, domnul director, vă spune că etapa 4-a prevede modernizarea a punctelor instrumentale de termificare, 169 la număr, deci care va da posibilitate după modernizarea lor, pe viitor, să le vrem și așa altă populație. Plăcere! În momentul de față s-au înscălit toate acordurile, vor fi aleși consultanții și eu sper că în parcursul 2-3 luni s-au începe deja lucrările de proiectare. Se preconizează în timp de 2 ani să fie montat tot utilajul, deci sac care scrie din proiectare este 2 ani. Deja să putem să livrăm electricitate mai mult cu sufletul mai care nici ar fi 2 ani, asta e termenul care banca ne-a acordat nou cu vacanță. În timp de 2 ani noi n-am să fim obligați să achităm orice dobândă. După 2 ani, după implementarea proiectului, când am să avem o venit mai mare, am să avem posibilitatea de achita și procesele bani. Municipiul Vâlț, într-adevăr, noi livrăm căldura și producem electricitatea numai în timpul iernii, de 14 ani deja. Noi am dorit să facem modernizarea la stații. În principiu să mărim volumul de producere la energie electrică, să avem posibilitatea de menține tariful. Poate viitorul de micșorat, dar în momentul de față de menține tariful la nivelul ceala, nevăzând că se schimbă probabil prețurile la orice produs care va fi. Dar la momentul care este tariful? Tarifele 1056 de lei. Eu nu pot să spun acum, pe parcursul anilor este va fi scumpit gazul, nu va fi, asta e greu de vorbit. În momentul de față, noi menținem să rămâi tariful la nivelul acesta. De atâta noi am dorit să producem mai multă electricitate. În momentul de față, 30% de producție la noi electricitate, 70%. În viitor, sperăm să fie de la 50% până la 55% electricitate și 50-45%. Și asta îmi dă posibilitatea să schimbăm plata pentru electricitatea să achită în timp de o lună.
dar cădura cu părere de rău, știți, populația se achită în timpul anului și avem cu plata de gaz, avem niște restricții. Energia electrică va fi instalate 3 turbine de gaze care va permite fiecare cât 44 MW, 13 și 2 MW. Turbinele este producerea e mai efectivă cu 28% decât la turbinele cele care sunt instalate pe abur în momentul de față la întreprindere. Rentabilitatea acolo e 22%, la turbinele nouă să fie 48%. Și când veți produce acolo? 13 MW mai mult. Turbinele astea care sunt pe abur, noi depindem de temperatura mediului. Turbinele care vor fi instalate pe gaz, de la temperatura mediului nu depind. Și majoritatea lor a să fie la maxim încărcate. Și turbinele astea care le avem pe abur, dar a să menținem la temperatura aceea necesară care noi, cum a conformat un viceprimar, noi menținem temperatura conform graficului, nu ne dezbatem. Dacă vorbim de venitul în lei, da? cu cât mai mult va fi decât acum pentru energie electrică livrată? Sperăm că va fi numai puțin de 31 de milioane pe an venit. Acum să spun. Depinde de iarnă. Noi, în momentul de față, depindem de iarnă. Dacă iarna trecută a fost 127 de zile în municipiul Bălți, în 2013-2014, 2012-2013 au fost 159 de zile. Dar în medie, în sezon, cam în medie 160 de zile. Deci, dumneavoastră spuneți, dar vreau... 70 de milioane, aproximativ, merge pe electricitate și 170 de milioane cam pe căldură. Noi sperăm că va fi 140 pe electricitate și 140 pe căldură. Asta sperăm să fie. Spuneți că cea mai mare problemă este faptul că se produce cădură numai în timpul iernii. Corect. De ce este important ca să nu fie numai în timpul iernii? Să nu fie numai în timpul iernii, că toate cheltuierile care se produc, leafa, reparația, se fac în parcursul anului. Dar produce electricitate și căldură numai în timpul iernii. Deci cam cheltuierile cele rămân la tot la cealaltă nivel, dar veniturile numai în timpul iernii. Noi sperăm că utilajul acela care a să fie instalat numai la cer, dar a să fie și 169 de puncte individuale instalate în casă, în loc la elevatoare. E va permite în viitor să unească, să livrăm căldura și apa caldă la casele cele unde vor fi instalate. Depinde încă foarte mult și de populație. Populația tot trebuie să aibă o dorință să facă schimbările astea care le facem noi. Noi, în principiu, am dorit să arătăm că noi suntem gata să investim. Numai în cazul cealaltă, când a să fie dorința și din partea populației. Da, cu apă Băi, în momentul de față, apă caldă nu e multe. Noi, instalând utilajurile astea care vor fi direct la scară, pierderile pe apă caldă nu vor fi deloc. Depinde de locatari, ei să aibă posibilitatea să unească la apă caldă, la punctele termice care vor fi instalate. Domnul director, care este dobânda pentru încrederile care au luat 1% plus marja. Îți primește la 1% jumate ca vacanță. 15 ani. Vacanța 2-3 ani. Galagan Ion, director general de SACE. Mulțumesc.